Doamne ajută, dragii mei, suntem la Cluj, la Mănăștur. A venit aici icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni și surpriză. La momentul acesta sfânt a venit de la Chinteni tanti Lenuța. Sărut mâna, tanti Lenuța, mă bucur mult că ne vedem. Mulțumesc. O mare bucurie. Sunteți bunica neamului românesc. Și bine v-am găsit și bine v-am văzut. Și eu mă bucur. În realitate că numai acolo la televizor și la biserică. Cu drag, mai mergem și noi pe sticlă că ne mai invită ăștia. E mai bine că se mai vorbește și de Dumnezeu pe televizor. Asta e bine. E foarte bine, da. Foarte bine, dar greu să li se bagă în cap. Le intre greu în cap, dar le intre greu. De-aia trebuie să le spunem des. Ar trebui să nu se certe, da. Și să se roage mai mult. Așa este. Că-i păcat. Așa este. Acum așa e de învălmășită lumea, de nu mai știu la ce să se uite și ce să gândească. Așa este. Dar cu tineretul e mai greu acum, că săracii sunt pierduți așa un pic cu dorința asta de distracție, distracție, distracție. Tantile, nu știu dacă și pe aici, dar la București așa, vor să nu muncească și să aibă bani mulți. A, și nu masara se... în cluburi, exact. Și da. Distracții. Dar banii vin de la muncă. Na, adică cumva ar trebui să înțeleagă tânărul, nu poți să ai fără să muncești. Nu le place mult să lucre. Nu le place munca, dar... Nu le place să lucre mult. Cum să aibă bani și pe care sunt mai tineri, să-i ție părinții. Dar nu e bine. Eu zic că părinții ar trebui să înțeleagă să-i arunce din cuib ca ei să învețe să zboare, nu? L-ați trimis pe copil încă de tânăr de acasă, nu? La școală. Și-a fost învățat și are servici. Trăiește pe picioarele lui, nu? Da. Băiatul, da, dumneavoastră, da. Ovidiu, nu? Da. Ovidiu, să vă trăiască, Ovidiu. Mulțumesc. E băiat mulțumesc. Harnic, nu? Ca dumneavoastră, nu se încurcă. Ești face treaba lui, nu? El e cu a lui, eu sunt pe mele. Ce frumos, foarte frumos. Până o trăie și Sandu, îi ajutăm și la nepoată și... Nu poți, ai un copil, sigur că nu îi rămâne, ci nu îi dai. Dar trebuie să știe și el cum s-a făcut leuțul. Corect, să învețe asta, să aibă cultura muncii, nu? Că doar la școală, când a făcut și facultate, nu una, că două, dă de la tata. Ce frumos, deci de la tata au primit când a făcut două facultăți. Când stați așa în biserică, în timpul slujba, două, trei ore, așa, da. Vă plictisiți uneori în biserică stând la slujbă? Nu. Cum vă umblă mintea? Unde vă umblă în timpul slujbei? Ascult, toată vorba o ascult, acolo n-am alte gânduri, nu fuge mintea. A, deci vă gândiți la cuvântul preotului și al cântărețului, da, și țineți când, mintea trează. Și când e pe la predică, da. dacă te atinge și o zice predica, cu înțeles, nu sare de la Ana la Căiafa, da. Mere acasă, balsamată. Da. Să știți că mămăica mea zicea la sfârșitul unei slujbe, mămăică, m-am săturat de slujbă, dar nu în sensul că m-am săturat, dar așa, ca și cum mănânci bine, știi, și m-am săturat de slujbă, așa fericită venea, uite, așa a fost de frumos. Sunteți pentru mine ca mămăica. Mămăica mea m-a crescut de la 3 luni. Într-adevăr că așa mă satu și apoi o săptămână. Da. Așa din de bucurie, nu? Da. Sufletește. Așa nu mi-e greu nimica, mă gândesc eu și mă chignit și ce bine a fost și să vie duminica și să mă duc iară. Ce frumos! Cu Sfinte Maria am fost dusă la Paraclisuri, cu Preasfințitul. Ce frumos, Preasfințitul Benedict, te iubiți, nu? Da, un om minunat, un episcop cu păi suflet deschis. Păi stai, dă să stai să-l asculti. Da. Nu ți-e scurt, nimica. Are har. Și mie mi-e drag când văd așa că vorbește din inimă. Ia, vedeți dumneavoastră, oamenii cu mintea mare trebuie să aibă și inima caldă. Și atunci el duce din minte în inimă și transmite. Și are o delicatețe. Mă bucur că aveți așa un părinte, că vă e ca un duhovnic, așa, vă e și duhovnic, minunat. Să știți, tanti Lenuța, că puteți să fiți apostol al neamului românesc. Apostol adică un cuvânt, așa, femeii creștine, un cuvânt tânărului, un cuvânt mamelor, un cuvânt și rămâne aici. Ce spuneți dumneavoastră, spuneți din inimă și rămâne aici, să știți. Eu asta simt. Și eu aș dori că atâtea mamele care au copii și nepoți și măi să se încline o țără și să le dea o țără de pe față. Nu că eu sunt mai deșteaptă ca toată lumea,
dar simt eu așa. Da, n-o uite-te tu. Ajută, să știți. N-o uite-te tu. Și la copilul meu am spus, mă, dă cu capul de iconă. Ce frumos, ce frumos. Dar nu trebuie să zic că... El singur. Adică, el mă, roagă-te, ce frumos. Dar eu dacă, s-o dus, eu dacă i-aș zice la copil să dea cu capul de icoană, copilul ar înțelege altceva. A, nu, nu trebuie să înțelegi. Nu trebuie să înțelegi, dar așa e vorba. Dă cu capul de icoană, da, și te du la biserică. Foarte frumos. Și te du la biserică. Că lucrul rău aici nu înveți. Exact, că ai ieșit de acolo și te bați de unul care te dă peste cap. Așa este. Și te enervează și zice, uite cum a venit dracu înaintea mea. Exact, imediat vine, te prinde imediat. Deci, foarte mult m-am bucurat că am ajuns să stau alături și la slujbă cu părintele Vasile. M-am balsamat la suflet, la minte, mi s-a curățat. Nu știu de bucurie, n-am cuvinte cum să-i răsplătesc și părintele de la Biserica Mănășturcă m-a adus aici și m-a invitat și mi-a făcut mare plăcere. Tanti Lenuța, am o ultimă întrebare. Spuneți-mi, sigur că soțul dumneavoastră a fost omul bisericii. Da. Ca femeie ați fost alături de el, l-ați urmat în biserică? Dar cum să nu? Dar cum să nu? Când mă ducem, dacă îl întrebam ceva, de ce n-ai venit? Ce imediat. N-ai venit? S-a uitat după dumneavoastră? Apoi, sigur că s-a uitat și când mă vedea, nu. Și Lenuța. Se bucura? Da. Dar mă ducem că, nu că vreau să-l laud, dar a avut dar și har. A fost un cântăreț. Bun. De 10, de nota 10. La catedrală învățat și a luat diplome. Și apoi el a slujit aici, în mănășturi, între morminte, pe urmă, pe Maxim Gorki. Da, deci chiar aici, în mănășturi, a slujit la biserica cimitirului de aici, din zonă. Da. Ce frumos, ce frumos. Părintele Fluieraș și cu... Ce frumos. Care a fost atunci și pe urmă, la noi a murit cântărețul. Da. Unul dintre ei și oamenii din satul zis, nu, Alexandre, hai aici. Ce frumos. Și apoi eu vinit în sat. Ce frumos. Să știți că... Eu a fost greu, că a fost și servicii... Și servicii în cursul săptămânii și în weekend-uri. Și apoi într-o duminică să te duci cu număr cu soț și într-una fără soț și... A, era cu numerele mașinilor. Să ducea tot cu o mașină și Dumnezeu i-a ajutat și nu l-a prins, nu l-a amendat. Ce frumos, ce frumos. A fost și grele și ușoare, dar o trecut. Sunteți practic omul bisericii. Acum înțeleg eu de unde harul dumneavoastră. Ați crescut în Biserica lui Hristos, sunteți conectată cu Dumnezeu, aveți duhovnic pe Institutul Benedict, da. Soțul v-a fost cântăreț. Da. Acum înțeleg eu de unde harul lui Tanti Lenuța. De la Dumnezeu, fraților, e harul ei. Și bucuria este că ea păstrează credința și tradițiile. Omul are nevoie să mai înțeleagă și el așa cam care sunt limitele, nu? Și la care casă îi se roade pragul călcându-i duhovnici, preoți, de când mă știu. Contează mult asta. Foarte mult. Casa are har în felul ăsta. Sfeștanie odată la 6 luni, rugăciune, biserică duminical, nu posturi. Întâlnirea cu tanti Lenuța a fost întâlnirea cu bunica mea, cu mămăica mea care m-a crescut. Eu am fost crescut de o bunică și acum când am întâlnit-o pe tanti Lenuța am simțit căldura acelei bunici care îți mângâie inima. Și vă spun că așa, aceste cuvinte care au pornit din inima ei curată și sinceră, rădăcinile ei adânci în tradițiile neamului românesc, ar trebui să fie cumva un exemplu pentru români, ca românii să se conecteze la oamenii care încă mai au valori autentice. Și cred că nu spun ceva prea mare când spun că această minunată femeie, tanti Lenuța, este bunicuța neamului românesc, este mămăica noastră, cea care știe să ne spună când greșim și când facem ceva neplăcut și să ascultăm cuvântul ei. Mare lucru că ea s-a deschis, iată, către public și prin munca acestui minunat copil Mircea, pe care îl binecuvintez și îl rog pe Dumnezeu să-l întărească în lucrarea pe care o face, e meritul lui că a reușit să o descopere pe tanti Lenuța și să ne ofere nouă românilor. Slavă lui Dumnezeu pentru asta și să o țină Dumnezeu sănătoasă pe tanti Lenuța. Și acum vă bucurați de el, mă bucur foarte tare mult. Mă bucur. El vă este cumva ediția masculină a dumneavoastră, vă seamănă, nu? Da,
Da, mă bucur, da. Mă bucur că duceți mai departe. Eu mă bucur tare mult că îi sfătuiți pe tine și că îl mai certați și pe Mircea așa câteodată și vreau să vă spun că sunt foarte bucuros când văd că îi aduceți și când un cuvânt așa de credință. Da. Sunteți femeie de dascăl, nu de cântăreți. Soțul dumneavoastră, nenea Sandu, Dumnezeu să-l odihnească în cer, a fost cântăreț, nu? Da, da. Nu știu cum să vă spun. Atâta mă ocrotește. Ce mă bucur. Și mă ferește. Și el m-a luat de spate și m-a dus la spital. Ce frumos! El a venit acasă că m-a întrebat ce fac. Dacă ar fi toți tinerii ca el, ce bine ar fi. Are așa o inimă bună, omul ăsta, numai când se uită în ecran așa, e sincer, domnule. Da. E sincer, asta are nevoie românul, domnule, să simte sinceritatea, că pleacă din inimă cuvântul. Da, să vede și cine îl naște și cine îl face. Ferice cine... de mămica lui. Mămica și tăticul lui are o mamă foarte frumos. Nedescrisă. Ce frumos, ce frumos. O femeie foarte cum să cade și cu suflet bun. Într-adevăr că e asistentă, da. Dar o venit de la Beclean cu aparatul meu. Ce frumos! Pentru dumneavoastră! Pentru mine! Ce frumos! Mare gest de iubire! Da, ce frumos! Da. Tarețul de la Izbuc. Da, Părintele Mihail. Da, o vine și ne-o colindat la Crăciun. Ce frumos, ce frumos. Deci sunteți legată de Izbuc, vă place? Îmi place, îmi plac toate. Am fost și la Cormaia, la măicuța de la Cormaia. Frumos, frumos. Am fost. Dar Izbucul, nu știu, are ceva, parcă are un parfum așa cu apa aceea care izbucnește. E o minune acolo, e efectiv, e ceva superb. Auzi, nu toată lumea poate ajunge, dar e cam departe, nu, te sacrifici o zi întreagă dacă te duci și vii. Poți să te cazezi acolo cu aur. Da, am văzut no, oameni și buni. Și stare inimoși, nu te lasă să nu mănânci, da, să-ți dai o masă, da. Și dacă vrei să duci ceva, ai primit, da, da. Orice. Da. No, am simțit. No. Slavă lui Dumnezeu! Aproape de Dumnezeu e așa frumos, Tantilenuța. Iar Părintele Benedict, când e pacip aproape, îl urmez. Da, ce frumos, ce frumos. Da, și... E mare șansă să aveți binecuvântarea arhierească, vă spun, este extraordinar. Binecuvântarea arhierească este o mare șansă pentru fiecare creștin, da, să beneficieze, da, de harul unui ierar. Extraordinar. Mă bucur tare mult, mi-a făcut mare plăcere să vă întâlnesc. Cine? Nu m-am gândit în viață că-i ajunge și cu dumneavoastră, ca să... Împreună, Dumnezeu să lucreze în inima românilor care ne ascultă. Așa ne-a dat Dumnezeu să ne răzăm și să ne întâlnim. Auziți, cum duceți crucea asta a faptului că sunteți cunoscute de toată lumea? Cum duceți crucea asta, cumva, vă e uneori greu sau o faceți cu drag? O fac cu drag, da. Nu mi-e greu. Când ajung acolo... Nu vă deranjează mulțimile astea de oameni care vin către dumneavoastră? Nu mă deranjează, nu. Eu mă uit la ei, îmi fac cu capul, îi privez, mă întreabă, le răspund, mă simt ușurată, când îs cu nepotul, când îs cu ei, frumos, acolo, frumos, sunt altă lume. Sunteți un model de bunică, bunica are o căldură, mămăica mea, acum vă consider ca o mămăică și a mea, că v-am cunoscut, avea acea căldură și știa să te certe, dar te certea într-un fel în care te simțeai tot copil. Numai din gură, da, nu din suflet. Da, 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 dar da, o spuneați pe binele tău, știi? Asta se face și dumneavoastră toată viața dumneavoastră, să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă ocrotească Dumnezeu cu har, să vă dea putere, har, viață lungă, să învățați românii adevăratele valori spirituale ale vieții. Bucurie, bucurie. Și eu către dumneavoastră. Mulțumesc. Doamne, mulțumesc.